Cu cât varianta Omicron se răspândește mai rapid, cu atât restricțiile se înțețesc și foarte multe vacanțe sunt anulate din cauza zborurilor problematice. Alături de noi, pentru mai multe detalii, avem pe Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, care ne spune unde putem merge anul acesta în condiții de siguranță. Bună, Răzvan, bine ai revenit la Alev News! Din ce în ce mai multe state impun noi restricția spre în aceste condiții, mai sunt viabile vacanțele în străinătate? O, da, sunt în continuare, numai că trebuie să fim un pic atenți și ne va face viața un pic mai complicată. Eu m-am întors ieri din Laponia, am fost în Finlanda cu un grup de turiști români, de fapt cu două avioane charter în perioada Crăciunului și înaintea de Crăciun, iar mâine voi pleca în Mauritius cu un alt avion, un charter, deci plin de români, care călătoresc în destinații exotice sau mai puțin exotice. Deci se poate călători în continuare, în luna ianuarie eu voi fi în continuare în Mauritius, se vor mai ajunge acolo și alții români. La sfârșitul ianuarie voi fi în Maldive cu un alt grup de români, în februarie voi fi în Seychelles, în martie în Mexic și așa mai departe. Deci sunt destinații care sunt deschise, se poate călători în ele. Ce este mai problematic este cu Europa în acest moment și dacă aveam vacanțe planificate în marile orașe ale lumii, eu chiar și la dumneavoastră, la știri, acum vreo două luni, mi-aduc aminte că am spus că va fi problematic cu Europa pe sezonul acesta de iarnă, mai ales dacă planificam de obicei nu Crăciunul, pentru că Crăciunul ori îl făceai acasă, familie, ori îl făceai în România, dar Revelionul mulți români preferau să-l facă în marile orașe europene. Din păcate, acum închizându-se cam toate prea devreme, restaurante și așa mai departe, plus anulându-se petrecerile de Revelion, va fi problematic să-ți faci Revelionul într-o țară din Europa și, de asemenea, prin ianuarie și februarie, mulți români călătoreau la schi în țările Europei și acestea, unele dintre ele, nu toate, vor fi problematice, pentru că trebuie să dăm și exemplu al Elveției, care, spre exemplu, a anunțat că va accepta inclusiv nevaccinații, doar dacă aceștia prezintă un test COVID, evident, și dacă poartă mască. Răzvan, scuză-mă că te întrerup, dacă te-ai întors de la Moș Crăciun din Laponia, companiile aeriene în această perioadă, cum se comportă? Că oricum, ca să te duci în altă parte, trebuie să faci niște tranziții prin, nu știu, Paris, Roma, se pot face încă, nu? Așa este, deci escalele nu sunt afectate sub nicio formă, asta trebuie să înțeleagă și mulțumesc pentru întrebare, pentru că e o clarificare foarte bună. Toată lumea trebuie să știe că nu contează ce cere țara de escală, cât contează ce cere țara de destinație. Adică dacă țara de destinație cere test COVID, tu trebuie să-ți faci test COVID. Dacă ai, de exemplu, escală la Amsterdam, la Paris, în Germania sau oriunde în altă parte, atâta timp cât nu ieși din zona de tranzit a aeroportului și nu intri în țara respectivă, nu ai de completat nici formular PLF pentru țara respectivă și nu trebuie să îndeplinești nici criteriile țării respective, de exemplu, criterii de vaccinare sau de testare, dacă destinația finală nu ți-o cere. Spre exemplu, acum vreo 3 săptămâni m-am întors din Tanzania și am tranzitat aeroportul de la Doha. În Doha nu se poate intra, deci în această perioadă există o restricție. Cetățenii străini nu pot intra în Doha. În schimb, prin aeroport se poate face tranzitul fără niciun fel de problemă. Iar pentru că țara finală de destinație, deci România, nu cerea nimic în acel moment pentru sosirea dintr-o destinație intercontinentală aflată pe lista verde, prin urmare am putut ajunge în România și eu și alții fără nicio problemă. Deci, da, în concluzie, dacă putem să facem escala în siguranță, ce ne mai rămâne pe listă, în afară de Europa? Sunt multe destinații în afară Europei care încep să se deschidă, inclusiv din Asia. În perioada aceasta au fost deschise și vă dădeam și exemplu Mauritius. Mauritius este printre puținele destinații care solicită ca cetățenii care intră în țara lor să fie atât vaccinați cu toții, adulții mă refer, iar copiii să fie testați indiferent de vârstă, chiar dacă are un an, de exemplu, copilul. Deci asta este cerința lor, pe când alte țări, cum este Mexicul, cum este Tanzania, Zanzibar, cum este Seychelles și alte destinații, Maldive și așa mai departe, nu cer decât testare COVID. Unele dintre ele, Mexicul, de exemplu, nu cere nici măcar testare COVID și evident nu cere nici să fii obligatoriu vaccinat. Mai sunt și alte destinații, cum este, de exemplu, Egiptul, care este deschis și se poate călători în continuare. Numai că până pe data de 8 ianuarie, România solicită testare COVID la momentul întoarcerii în țara din orice destinație din afara Europei.
Părerea mea personală despre acest lucru este sincer. Vă spun că, folosind un termen neacademic, e o prostie. Pentru că gândiți-vă dumneavoastră, prezentați la știri cum în Marea Britanie sunt 100.000 de cazuri pe zi sau în Franța 60.000. Da, deci în țările europene, în UE, practic, sunt zeci de mii de cazuri pe zi, iar în unele dintre țările din afara Europei sunt foarte puține cazuri. În condițiile acestea, chiar și în condițiile acestea, când vii din UE, statul român te consideră că ești mai sigur tu ca persoană, da? Deci chiar dacă tu vii din Franța, o țară cu zeci de mii de cazuri pe zi sau 100.000 de cazuri pe zi, intru doar cu certificatul verde, pe când dacă vin din Tanzania, Zanzibar, unde sunt 200 de cazuri pe zi, acolo mă pune să mă testez la întoarcerea în țară. Razvan, îți mulțumesc mult și îți mulțumesc și pentru părerea ta. Să ai o zi frumoasă. Vă doresc sărbători cu bine și să aveți un an nou mai bun. Și să visăm la câte mai multe vacanțe în destinațiile tale. Da, să călătorească mai mult și cu mai puține griji, mi-aș dori să fie. Mulțumim mult!